De cele mai multe ori suntem conștienți că ne aflăm într-o relație care nu se ridică la așteptările noastre sentimentale, care nu ne hrănește sufletul 100% și ajungem să simțim frustrare ori alegem să persistăm în toxicitate, amânând orice fel de schimbare. Dacă alegem să rămânem într-o astfel de relație toxică alături de partener, în timp se acumulează multe emoții negative, energii care nu sunt benefice psihicului și organismului implicit. Aceste energii negative pot să afecteze viața de zi cu zi, relația cu familia, relația cu prietenii sau relațiile de serviciu. Pentru a începe să-ți transformi viața, e bine să pornești de la minte ca apoi să dezvolți cât mai mult bogăția din percepțiile conștientului, urmând să ne conectăm tot mai mult cu sufletul. Toate acțiunile tale duc la frustrare sau nemulțumire mire Orice spui sau orice faci, ți se atrage atenția că nu e deloc bine și se implementează sentimentul de vinovăție. Primul răspuns pe care îl dă minte ar fi să pleci din acea relație, dar inima și cum plăcerea, partea emoțională nu este de aceeași părere. Din cauza noi astfel de relații dăunătoare pentru minte și trup, se ajunge la stări de anxietate, de depresie, de frica de a începe ceva nou, de a o lua de la capăt. Dacă nu reușim de unii singuri să conștientizăm și să facem alegerea sănătoasă, putem apela la ajutor de specialitate, un psihoterapeut care să ne asculte, să ne redea încrederea în noi și curaj că nimic rău nu se va întâmpla dacă facem alegeri sărântoase. Așa cum atrag atenția și specialiștii în psihologie, dar și mulți îndrumători spirituali, sănătatea mentală este mai importantă decât legătura de sânge sau iubirea față de o persoană, relatează antena 3.ro.